Bun, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi vom avea o ediție realizată, ca de obicei, cu dragoste pentru dumneavoastră și pentru Brașovul nostru. Superb, superb, dar trebuie să-l menținem. Știți cum e? Trebuie întreținut așa ca o doamnă, o doamnă distinsă. Brașov ar fi un Brașov gen neutru. Îmi place mie să cred că este o doamnă distinsă, așa onorabilă, venerabilă, dar cuceritoare, așa este Brașovul nostru. Prin urmare, astăzi am o doamnă invitată, cuceritoare. Mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, se amuză lângă mine, așa, Cristina Creoșteanu, așa, de la președintă la Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității. Dom'le, comunitatea e greu de dezvoltat. Suntem anesteziați. Da, nu ne lăsăm. Da? Nu ne lăsăm. Sunt de-a dreptul încântată când merg, cel puțin atât cât am putut eu să circul prin Brașov, am văzut plăcuțele care indică strada pe care circulăm, cu istoricul. Exact. A? Și știa Cristina Creoșteanu și echipa, da, au produs această modificare. Atâția brașoveni am văzut că se bucură și sunt încântați. Și nu numai. Și nu știu cine. Iată cine este vinovat. Eu sunt vinovată de partea fizică a plăcuțelor. Că, de fapt, partea din spate, creația, ideea, realizarea și partea de studiu a fost realizată de brașoveni. Deci, da, de brașoveni, de domnul, da, da, de domnul Rudolf Gerhard Rudolf, de domnul Nussbecher, de domnul Traian Florea de pe Bălcescu, oameni care locuiesc în Brașov. Ei au lucrat la conținutul plăcuțelor. Cea mai mare bucurie, știi care e? Când trec elevii, grupurile de elevi, când vin de la școală, de exemplu, și stau și citesc plăcuțele, că râd, comentează, dar important e că informația ajunge la ei. La fel, turiștii fotografiază plăcuțele. Nimic nu-i mai plăcut decât să vezi că vrea să își reamintească de strada pe care au fost și fotografiază plăcuța respectivă. Și am văzut oameni fericiți alături de mine, cu care am ieșit la o plimbare sau eram în trecere. Ia uite ce frumos, cine vivă? Nu vă spui acum. A trebuit să știți. Dar important este că se face. Nici nu mai credeam că mai sunt oameni care se mai ocupe de așa ceva. Dacă nu ați văzut, numai în centrul vechi sunt deocamdată. Da, în centrul vechi deocamdată, dar avem cereri și pentru celelalte străzi. Cine nu a văzut, mergeți într-o plimbare, că nu strică, prin centrul vechi și veți vedea acolo plăcuța pe care scrie. Cum s-a chemat atunci strada, cum se numea după aceea, cum se numește astăzi, cine, ce, cum, de ce. Minunat, da, o bucurie. Ce proiecte mai aveți? Avem un proiect, un singur proiect în derulare acum. Este vorba de lansarea Scheiului ca destinație turistică. Și da, și pentru asta avem și o parte destinată traseelor de vizitare a Troițelor. Aici a fost și un program al Agenției Metropolitane Brașov și suntem în completarea acelui proiect pentru traseele cu Troițe. Bun, ăsta. Deci aici la minutul cât o fi, Flori, te rog frumos să semnalezi faptul că va trebui să introducem pliant Troițe, pliant Troițe, leaflet Troițe. Notează, te rog, minutul pentru ca să știm. De ce? Pentru că această ediție este înregistrată. Înțelegeți? Înțelegeți? Ca să știm un lucru. Da, Flori, hai, notează, te rog frumos, minutul, pentru că eu nu știu. Mă auzi, te rog frumos. Am auzit, m-aș înțeles. Așa, mea, și, deci în același proiect avem cele trei trasee ale Troițelor. Așa. Sunt trei trasee, uite, roșu, portocaliu și verde. Cel verde pentru că e foarte multă tâmpă comprins în traseu. Foarte. Tâmpă nu ca mine, da. Splendidă. Exact, și peisaj, și vedere și tot. Roșu că este mai accidentat ăsta. Așa. Și este spre drumul de Poiana.
Și portocaliu este cel, e așa, pe portocaliu de la semnul de circulație, e practic, este pe zona de centru a Scheiului. Și mai avem un traseu, și asta e marea surpriză a scheienilor și a brașovenilor, este traseul Morilor. Este acum, un... la ce minut avem, știe tot buna mea colegă, Florentina Olariu. Așa. Mare Leaflet Mori. Leaflet Mori este, are fișierul. Da. Și morile au fost 30 de mori în Schei. Nu mai există decât una singură. Una istorie, singură. Da, da, da. Și vrem să le aducem înapoi în memoria oamenilor, tuturor oamenilor care vin în Schei. Și 8 mori vor fi prezente acolo prin fotografie, povestea lor și o fereastră de vizionare prin care se vede exact locul în care funcționa moara odinioară. Pentru că peisajul e tot acolo, partea naturală nu a fost afectată și se poate vedea exact locul în care a funcționat moara. În unele cazuri chiar mai sunt și urme de ziduri, deci mai sunt urme de fundații și așa mai departe. Dar va fi o incursiune a fantomilor, a fantomelor de mori pe, în Scheiul Brașovului. Da, e generos să spui împreună pentru comunitate, dar mie mi-este rușine pentru că nu am contribuit cu nimic. Oare ce ar fi să contribuim toți cu ceva? Să fim împreună pentru comunitate? Este Brașovul nostru și este superb, ce istorie, ce puțin șchei, este ceva senzațional, ce meseriaș, ce vremuri, ce oameni! Acum suntem un pic învârtiți de morile actuale, nu? Da, 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 da. S-a schimbat. Ce-ar fi să ne revenim, oameni buni, să ne alătură? Trebuie să arătăm și sediul, iată, pe acesta. Încă da. nu, că la vine ulterior când povestim de informații. Încă nu. Bine. Atunci vreau numai să mai zic un pic aici la asta. Bun, aștept, ascult. Ce aș fi vrut să spun despre acest proiect? E foarte, foarte important ce ziceai, că lucrăm împreună. Așa. Am încercat, oameni din Schei au grijă de troițele din Schei. Deci de ani de zile, în unele cazuri de zeci de ani de zile, oameni care locuiesc în Schei au grijă de troițe. Fără să fie, să știe nimeni, fără să fie pe nicio listă, sunt oameni care pur și simplu au adoptat și au grijă de câte o troiță și se îngrijesc. Simțul responsabilității. Da. Și troița din Piața Unirii, a lui Ilie Birt, din Piața Unirii, s-a deteriorat în vara asta din cauza ploilor, au căzut tencuiala. Și am fost sesizați de către domnul Turcu, care, Daniel Turcu, care chiar are grijă de troiță de 20 de ani și imediat am sesizat primăria și direcția de cultură. Deoarece troița este un monument clasă A, Noi am vrut să reparăm noi în regim de urgență. Primăria a fost de acord, ne-a dat acordul cu pregătirea părții de documentare, însă este puțin delicat din cauza gradului de avansat de deteriorare și a situației de monument. Și s-a angajat Direcția de Cultură a județului Brașov să se ocupe și să facă reabilitarea troiței. Deci vor face și parte de proiectare pro bono. Am primit scrisoarea acum 2 săptămâni, deci foarte curând, foarte curând. Se vor ocupa, au chemat și expertul care să spună până unde se curăță tencuiala și se face reabilitarea. Deci se poate împreună. Împreună. Eu vreau așa. Am mai vorbit când ne-am întâlnit și la ediția anterioară, în urmă cu câteva luni. Și acum, pentru că m-am amintit, nu am nicio ezitare. Împreună, eu aș vrea să car bolovan de râu, dacă altceva nu se poate, și să rezolvăm pavimentul din curtea Bisericii Negre. Vă e clar sau nu vă e clar? Nu se poate, e o rușine, e mocilă. Ce e aia acolo? Nu există turist străin, român, ce este el, să nu vrea să vadă Biserica Neagră. Da? Și când treci pe acolo și dacă ai ghinionul și a plouat un pic și așa, nu mai vorbim că oricum pietre, criblură, tot felul de... Haide să... Cum am mai spus? Eu atât am spus, doamne, sunt minți, iluminate, oameni pregătiți, nu ca mine. Nu? Eu am zis piatră de râu, doamne, care rezistă 100 de ani, dar să fie ordine, să fie frumos. Și cred că s-ar lega. Dacă nu, altceva. Dar haide să rezolvăm această problemă, poate că ne aude cineva.
A, ei, bizon, care sunteți acum în campanie electorală, preluați, nu am nicio pretenție, preluați ideea și nu să promiteți, interveniți să se rezolvă această problemă. Că acum zice că facem. Faceți pe mama cailor, mințiți. Tac, gata, ne întoarcem la subiect. Așa, și în concluzie, la acest fain proiect, așa, că ne lăudăm cu el pentru că va fi al Scheiului pentru Schei, uh-huh, la final facem un plan de promovare turistică a Scheiului, care plan se va face cu locuitorii din Schei, cu agenții economici din Schei și din Brașov, că ne trebuie agențiile turistice din tot orașul să pună efort. Și cred că se vor alătura. Și eu cred. Cu instituțiile de cultură. Uh-huh. Și planul acesta, să nu credeți că nu putem și nici ne permitem și nici nu e cazul să fie birocratic, va avea maxim 4 pagini, planul de promovare a Scheiului, și vrem să-l supunem atenției Consiliului Local spre adoptare. Și, okay, și ne ocupăm să-l ducem noi la îndeplinire împreună cu oamenii din Schei. Spun împreună că Scheiul este o comunitate compactă de sine stătătoare. Ei, și are demnitatea, exact, ei, această comunitate. Exact, și trebuie respectată. Ei, da, da. Da, reverență. Exact. Și vrem să fie ei autorii planului de promovare a Scheiului. Pentru că promovarea turistică are și ea părțile bune și părțile mai puțin bune. Deci și vizitarea turistică trebuie să aibă o limită cu păstrarea intimității, a frumuseții locului, a curățeniei și așa mai departe. Da, deci asta ar fi încheierea proiectului. Da, perfect. Râdeam nu pentru ceea ce spuneai, ci din potrivă sunt încântată și am tot respectul. M-am surprins pendulând așa din cap. Când am adus aminte, mai vedem, am făcut mulți ani. Acum am schimbat un pic registrul. Am făcut mulți ani teren. Ce înseamnă asta? Am fost reporter. Și am fost prin toate nenorocirile. Am trecut să vede, nu că am rămas cu amprente. Și dacă ați observat, reporterii, ce fac reporterii? Țin microfonul așa, da? Hai, dă-ne un cadru de doi. Dă-ne un cadru, așa, țin microfonul așa și zice... Îi adresează întrebarea reporterului și intervievatul spune acolo ce spune. Și reporterul face în continuu așa. Pentru că îl stimulează să vorbească. E bine ce spui. E bine. Nu contează ce spune, dar să-l încurajeze, să spună, să-și facă treaba, bietul reporter. Da. Și tot așa face. Nu de mult m-am trezit și eu cu un reportofon în față. Vreau să spun că e un disconfort maxim pentru cineva care e obișnuit de trei sferturi de viață să adreseze întrebări. Și m-am trezit cu un reportofon în față. Mă rog, a venit un coleg într-un anumit context și m-a luat și mie un sincron. Și m-am amuzat văzându-l cum făcea. Și a zis, opa, stai că știu ce să spun. Da. Iată, da, sunt niște ticuri profesionale. Vai de capul ziaristului adevărat, care a făcut zeci de ani această meserie. Nu funcționează lucrurile nici la București. S-au înființat tot felul de asociații, societăți, UZR, SZR, pam, 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 de-astea. Și s-au bătut ei între ei vârfurile și nu au avut grijă de gazetar. Dom'le, uzură teribilă. Bieții oameni. E nu mare eu. Consum. La mine eu sunt deja gata. M-am terminat. M-a și gazetărie și altele. Da, dar nu s-a gândit nimeni, domnule, ar trebui o grupă de muncă, grupa întâia, cel puțin. Că sunt niște... E uzură. Sunt riscuri. Sunt... Gata, am încheiat paranteza, mă iertați, da? Iubesc ceea ce fac, îmi iubesc colegii, îi respect, chiar dacă astăzi bieții oameni nu mai pot face meseria așa cum se cuvine. Dumneavoastră știți cu certitudine, am încheiat paranteza, ne întoarcem la Troițe, la Brașov, la Proiecte, la... Și la punctul Cristina de informare. Cluște. Gata. Acum putem să intrăm la punctul deci, de informare. Aici punctul de informare, deci clădirea cu sediu, așa, draga mea Flori, acum este... Cealaltă. Acum este. Nu, că știe, le are deja asta, acolo. Da.
Da. Deci asta e o clădire pe care a... Superbă clădire. E foarte frumoasă, foarte frumoasă și a reabilitat-o primăria. Așa? În anul trecut, în cursul anului trecut. Okay. Și în cursul acestui an a amenajat la parterul clădirii, asta e Brașovul iarna. Brașovul iarna, da. A amenajat la... Deci primele două fotografii, da. Sorry, mersi frumos, da. La parterul clădirii a amenajat punctul de informare turistică. Așa. Știți că el a funcționat în Piața Sfatului, da. În clădirea Muzeului de Istorie. Și acum s-a mutat din motive de spațiu, am înțeles, foarte și de reorganizare. S-a mutat aici la giratoriul de la Poarta Schei. E în giratoriul de la Poarta Schei. E bine. E bine. Foarte bine. Nu e chiar așa central ca piața. Și junii acolo. Exact. Junii sunt la etajul 1 a clădirii și la parter este punctul de informații turistice. Noi ne-am oferit, organizația noastră, să ajutăm cu voluntariat. Deci un grup de voluntari de la AIDC, de la Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității, care pot să ofere 3 ore zilnic pentru muncă de voluntariat și vorbesc minimum 2 limbi străine, vin și deservesc turiștii în acest punct alături de omul primăriei și mai este încă un reprezentant al agențiilor de turism. Și lucrăm acolo. Uh-huh. Am făcut pagina de Facebook aici, tocmai cu ajutorul unui voluntar. Ce frumos, care se numește? Centrul de Informare Turistică Brașov. Centrul de Informare Turistică Brașov, Facebook. Da. Unde? Socializăm. Nu numai atât, nu numai știți, dar știi de la ce a venit? Iată că e bun și Facebook. De la turiști a venit, care ne întreabă mereu aceleași tipuri de informații și ne-am gândit că aceste, de exemplu, orarul autobuzelor spre Bran, tariful la Bran și orarul de vizitare, vă dau un singur pachet și orarul de vizitare, să fie o informație pusă pe Facebook ca ei să-și o poată după aceea lua și să aibă informația înainte să vină la noi la centru de informare. La centru mai obțin hartă, recomandări de vizitare, Râșnov, deci multe alte informații, contact personal. Dar e bine pentru ei să știe Facebook-ul. Și acum ce vreau să vă zic eu de punctul ăsta de informații. Sunt absolut entuziasmată despre acest punct. Noi am început activitatea în 12 octombrie. 2015. Nu. 12 octombrie 2000, acum o lună. Da. Acum o lună, atunci am început, pentru că până atunci am perfecționat actele de voluntariat cu primăria. Și din 12 octombrie până în 31 octombrie, deci am făcut un raport. Am vrut să vedem care e traficul turiștilor și cât stau ei în Brașov, că e bun pentru consumul turistic. Deci din 12 până în 31 am avut 552 de vizitatori. Ceea ce e bine, perfect. Foarte bine, 552 de vizitatori care nu includ grupuri. Deci numai persoane, 2, 3, deci nu grupurile de autocar cu câte 20 de persoane și așa mai departe, sau 40 de persoane. Și acești 552 de vizitatori au însumat 1447 de nopți dormite în Brașov. Ceea ce iar e foarte bine. Pentru luna octombrie, care nu e sezon. Funcționează angrenaj. 1447 de nopți înseamnă 2 nopți, aproape 3 nopți per turist, care un pic contrazice în sens pozitiv analiza Brașovului privind consumul turistic, care zicea că turistul stă maxim o noapte, 2 nopți în Brașov. Se tinde la 3 nopți. Și cea mai mare din cei 554, să vă spun, 30 au fost români. Deci 524, deci mai mult de 35 nici cum n-au fost români. Restul au fost străini. Foarte mulți din Israel, pentru că a fost anul nou la ei. Da. Foarte mulți englezi, mulți germani, australieni, Coreea de Sud, Japonia. Deci foarte mulți turiști străini care vin să vadă orașul și sunt absolut încântați. Și cel mai mare compliment sunt două motive de mulțumire pentru acest punct de când funcționează. Și anume, niște turiști israelieni ne-au spus că atunci când au plecat de acasă,
rudele lor care fuseseră la Brașov cu o săptămână înainte, le-au spus că e obligatoriu să treacă pe la punctul de informare ca să, să fie ajutat să le se facă programul de vizitare. Asta este o recunoaștere a muncii oamenilor de acolo. Și al doilea, ce, asta iarăși e o chestie foarte bună, este că ei ne-au sugerat să facem Facebook-ul și ne-au spus, deci câțiva ne-au spus, că datorită informațiilor oferite și-au dat seama că totuși în Brașov e mult mai mult de vizitat decât credeau ei din cărțile cu care vin, că ei vin pregătiți. Se vor întoarce. Nu, și și-au prelungit sejurul. Și aici am avut noi, am întâmpinat unele probleme, că ei își luase sejur pentru o noapte, două nopți și a trebuit să-i ajutăm să mai găsim o cazare pentru încă două nopți, ca să mai stea, că nu era terminat de vizionat. Și au e adevărat că au scăzut sejurul pentru București de obicei. De obicei pentru București. Dar și pentru alte zone, nu numai pentru București. Da. Deci astea sunt lucruri de faptul că turiștii descoperă Brașovul și chiar îl iubesc alături de noi. Deci avem promisiuni că vor veni la vară să-l vadă în alt anotimp. Că au văzut toamna și au făcut fotografii cu pădurea toamna. Am exclamat, m-am bucurat și m-am enervat. În același timp. În același timp. Păi cum să nu te enervezi? Că atunci când am exclamat a bucurie, mi-am adus aminte de măscăria pe care au făcut-o majoritatea dintre cei care au pretins că au condus municipiul și județul. Ați făcut aeroport neisprăviților. Dacă am avea aeroport, dacă Brașovul ar avea aeroport, dacă ar avea un spital regional așa cum se zbate doctorul Dan Grigorescu și echipa sa. Nu ar fi mai mulți oare turiști? Nu ar fi mult mai bine? Neisprăviți ce sunteți! Ați inaugurat, ați tăiat panglici, ați... Din respect pentru telespectatori, nu am rostit cuvintele, dar să vă fie rușine, punct. Și veți plăti la un moment dat pentru atâtea minciuni pe care le... Cum o să inaugurezi? Ce inaugur lucrările de 1000 de ori și n-ați făcut nimic? Oare cum ar fi Brașovul? Câți turiști străini ar avea? Iată ce spune Cristina Creoșteanu. Câți turiști? Cred că s-ar multiplica cu 10, cu 100, cu nu știu cât, dacă am avea un aeroport. Să știți că da. No? Acum, deci chiar se simte... E motiv de mânie maximă. Da. Nu se poate. Pentru că ne-au mințit și pentru că se putea și pentru că ne trebuie. Și încă se poate. Adică, noi toți sperăm că se întâmplă aeroportul. Nu, noi sperăm. Eu, ca brașovean, sper. Da, și eu sper, dar nu se poate. Adică ne-au mințit în ultimul hal. Să inaugurezi lucrările, să inaugurezi pista, să reinaugurezi, să tai, să... Acum știu că este pază. Acolo la aeroport este asigurată pază cu poliția locală. Asta pot să vă zic. Dacă mai stă mult pista aceea, nefolosită și ne... Mă rog. Da. Presupun că se degradează, nu? Da, avem nevoie de un turn de control, de echipamentul necesar și ce mai fi nevoie. Nu s-a dorit, părerea mea. Na, poate totuși se reconsideră acum noua legislatură. Că s-a adus în discuție. S-a adus în discuție, nu știu dacă... Știu că Adrian Veștea se zbate și mai echipa și câțiva acolo se mai... Poate că vor izbuti. Da, în ceea ce privește Parlamentul, nu am nici o încredere. Nici în cei care au fost, nici în cei care vor veni, de bunul Dumnezeu, ca cei care vor veni să fie cu adevărat demnitari. Nu știu. De ce? Pentru că am spus de 100 de ori și o mai spun încă o dată, acolo ridică mâna sau, mă rog, votul electronic, la comandă, nu conform conștiinței și nici în cunoștință de cauză. De aceea nu e nevoie de oameni bine pregătiți. De aceea au nevoie de oameni de 20 de ani, care să, nu pentru că n-ar avea capacitate, dar nu au experiența necesară, trebuie să parcurgă niște etape. Gata, iarăși am avut o 3 minute mai avem. Da. Am avut o paranteză, mă iertați, dar avem nevoie de aeroport și ar trebui odată și odată să ieșim peste ei, în stradă, frumos, civilizat, organizat. Bă, ori ne faceți aeroport, ori nu. Adică nu ne faceți. Vă faceți treaba în fond, nu? Da, mai uite, asta ar fi un indicator. Știi că noi la proiecte avem indicatori. Nu ți l-ai îndeplinit, ne plăcut moment,
răspunzi. Da. Păi cam asta ar fi. Putem să punem un indicator la această legislatură, da, realizarea și punerea în funcțiune a aeroportului. Dacă nu reușim, atunci nu mai au dreptul să candideze, nu, da, trebuie să-și fie în și candidatura următoare. Pentru că, zicea, am fost o legislatură, nu mă, ce mai trebuie mie. Am fost o tură, gata, la revedere. Da, da, nu trebuie să punem niște, sigur, niște condiții clauze, de... Să fie pedepsit, da, să răspundă cumva, nu minți așa. Da. Da. Bă, să vă fie rușine. Punct. Și veți plăti, eu am convingerea clară, nu veți plăti în fața noastră. Eu cred în Dumnezeu, atât cât pot eu, nemernicia mea. Veți plăti în fața lui și veți plăti mai mult decât în fața noastră. Părerea mea, cum să minți, mă, o comunitate? Și cum să lași Brașovul să fie în urma Sibiu, Cluj, etc.? De ce? Turiștii zic că noi stăm foarte bine față de Cluj. Clujul chiar nu stă bine turistic. Uh-huh. Noi stăm bine. Turiștii zic că stăm bine. Și stăm foarte bine și o să stăm și mai, da, bine. Da, e mai greu să fim, exact, să fim gata, accesibili. Mai avem 30 de secunde. Da. Vi le ofer. Păi, pentru încheiere, așa. Așa, pentru încheiere, ce aș zice? Dragi brașoveni, vă așteptăm alături de noi să luăm decizii bune pentru orașul nostru. Împreună pentru comunitate, absolut, nu? Împreună vă așteptăm. Împreună pentru comunitate. Cristina Creoșteanu, un om minunat, minunat, minunat. Mulțumesc. Dacă ar fi mulți brașoveni așa cum nu sunt eu. Eu nu sunt, nu știu ce caut lângă domnia sa. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Păr la treabă. Minunat. Oameni buni, atât pentru astăzi. Mă iertați pentru că m-am mâniat. Dar cum să nu te mâni? V-am și spus motivele. Nu sunt personale, sunt ale comunității. Împreună pentru comunitate. Vă mulțumesc din toată inima. Am înghițit în sec. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!